Nu vă permit. Nu-mi permit pentru că nu are... Ia că din oameni au făcut separatiști, băi, iată, uitați-vă și face guvernarea. Din oameni normali au făcut separatiști. Le-au dat uniformă și au făcut separatiști. Ei sărași, nici nu au poziția lor față de societate. Nu au voie la poziție. Mini-reportajul. 6, 9, 2, 5, 3. Dar, Alexandru. Alo? Inspectoratul teritorial, poliție. Alexa, Tesla. Da. Vezi că are mai multe pagini. Are mai multe, are vreo 5. Domnul, doriți, treceți? Nu e biomet. Dacă n-ai... Alo? Domnul Ștefan? 1000 de lei. Să trăiți, Cristofor Aldea Teodorovici, vă deranjează. Domnul Ștefan, am o mare rugăminte la dumneavoastră. Suntem aici cu Cătălin Josan și cu bunica mea, mama Doinei Aldea Teodorovici. Și vrem, ca excepție, dacă e posibil, să trecem podul și după aceea să ne întoarcem, să cântăm măcar două cântece și să ne întoarcem înapoi. Că nu pot să o port pe bunica mea în vârstă și... Yep. Spune că avem pașapoartă. Colegii din Moldova ne permit? Avem documente. Noi avem pașapoarte, dar nu ne dau voie să trecem înapoi. Cristi, dăm voie să vorbesc și eu cu el. Nu, noi vrem să cântăm două piese și să ne întoarcem înapoi. Tot pe pod, tot pe aici. Și chiar dacă erau Ion și Doina, nu le dădeați voie să treacă acum să cânte două cântece pentru români? Adică trebuie să înconjor. Da. Ia uite ce face guvernul, băi, de oameni. Le interzice și se plac unul pe altul. Da. Ca să nu vină nimeni înapoi. Decât pe la vamă. Bine, da, îmi pare rău. Nu i-a fost permisă intrarea și ieșirea prin aceeași zonă lui Cristi Teodorovici, cu toate că este exponentul idealului românesc, din ceea ce a mai rămas.